lucram hamal și acum mai arăt așa mai zdrăvenuț, dar înainte eram foarte slăbuț, micuț și era un lucru foarte greu pentru mine. Am cantat, cred, vreo 40 de minute și am câștigat vreo 70 de lei. Eu vedeam cum mă priveau oamenii, care cu dispreț uita la mine, care cu milă. Eu niciodată nu mi-a plăcut cineva să uite cu milă la mine. Patrick, îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Bănuiesc că încă ești pe val, încă primești foarte multe felicitări pentru că te-am văzut la România au talent, unde ai cucerit publicul și te felicit, apropo. Mulțumesc. Ți-ai revenit sau încă nu? Eu știu că asta s-a filmat cumva mai devreme, dar noi abia acum am văzut. Da, mi-am revenit. Primele două zile a fost mai greu. A fost așa un entuziasm maxim pentru mine, pentru că am fost luat prin surprindere de valul de comentarii, de vizualizări, de reacția oamenilor. Și chiar a fost ceva extra pentru mine. Eu te-am văzut acolo, tu de obicei ești așa mai dezinvolt. Acolo erai, se vedea pe tine că avea niște emoții extraordinare. Deci încă un pic și îți cădea vocea. Da, eu ca tare nu m-am gândit că s-au văzut emoțiile mele. Eu așa am simțit, dar au fost emoții frumoase, nu destructive. Da. Eu, dacă sincer, uitându-mă la mine, pentru că eu am avut un video chiar după ce am avut prestația în octombrie, o fată de acolo din studio m-a filmat la televizorul din, uh-huh, din culise și mi-a trimis și eu am avut video și mă uitam permanent. Dar nu vedeam emoții pe fața mea, dar ce simțeam în suflet când eram pe scenă, asta era wow pentru mine, pentru că eu deja eram familiarizat cu muzica, cu scena, cu publicul și cumva nu părea a fi ceva nou pentru mine. Uh-huh. Dar când am urcat pe scenă, am dat seama că este altceva decât am încercat eu până acum. Și m-am încercat niște emoții noi și foarte, foarte puternice, care m-au făcut să am lacrimi în timpul cântecului, să-mi fac griji că o să pierd o notă. Ești mulțumit de prestația ta, tu, așa, analizându-te nu critic. Mulțumit. De ce? Pentru că eu știu că pot mai mult. Dar atunci piesa am cântat-o prima dată în scenă, am cântat-o prima, mm-hmm, dată la microfon. Eu am exersat piesa doar acasă, doar așa pe viu și a fost prima încercare pe scenă și asta a fost cea mai mare greșeală a mea, dar nici nu am avut timp și nu am avut încotro. Într-a doilea rând, în timp ce cântam, ori din cauza emoțiilor, ori din cauza că nu era bine sonorizat, în față, uh-huh, nu se auzea sunetul bine. De la monitor nu auzeam și erau momente când cântam și cântam la ritmul de la picior. Așa. Pentru că nu mai simțeam ritmul piesei. Și slavă Domnului, a fost totul bine, adică omul talentat se descurcă. Știu că înainte să ajungi totuși în etapa asta, mai există cumva un casting. Sau a fost greu? A fost pentru prima oară, din prima încercare ai ajuns acolo? Da, a fost la Iași. N-am dormit toată noaptea și dimineața m-am pornit la Iași. Am ajuns acolo, am ajuns printre primii, am stat cred că vreo oră jumătate și am intrat la casting. Și am cântat două piese, dintre, uh-huh, care Adagio. Și eu m-am spus că a vorbit ceva între ei, nu am mai înțeles. Și... Cred că i-a impresionat povestea ta. Că ai început să cânți în stradă, că nu ai studii muzicale. Ei nu știau atunci de poveste. Nu știau poveste. Nu, ei doar vocea au auzit-o și cred că s-au gândit că o să impresionez cumva. Și am semnat contractul și drept nu am idee ce am semnat acolo. Am citit așa printre rânduri, dar nu prea iubesc, citesc eu mult. Și am semnat contractul și am zis că... România au talent a fost ca un vis pentru tine sau la ce te-ai gândit atunci când ai participat? Să devii cunoscut și acolo sau pur și simplu a vrut să-ți demonstrezi ție ceva? Sincer să spun, eu nu am avut așteptări la acest concurs. Uh-huh. Ei pe mine m-au sunat și am spus că hai să încerc să văd. Nu m-am gândit că o să fii cu succes, m-am gândit că o să merg, o să cânt, poate o să primesc 4 de da, poate nu o să primesc 4 de da. La care ei, deja după casting, m-au sunat să filmăm deja și despre mine, uh-huh, pentru că deja știau că am o istorie în spate. Și am filmat, am dus la show,
am cântat. A fost cu noroc, știi, ai riscat, a fost da, cu noroc. Da, și după show tot nu am avut așteptări de la acest show, adică nu m-am gândit că o să fie așa un impact. Am zis că ok, am cântat. Chiar dacă o să apară show-ul, o să distribui niște prieteni, familie și atât. Dar la așa impact... Este un show foarte urmărit și, într-adevăr, prestația ta a impresionat și povestea ta de viață este foarte interesantă și eu vreau să vorbim despre asta, adică să ne întoarcem un pic în trecut, pentru că noi te cunoaștem ca acest băiat talentat, dar nu știm începutul tău. Cum este să cânți în stradă și de unde ți-a venit ideea asta, să ieși în stradă? Eu am impresia că totul ce s-a întâmplat în viața mea, mai ales lucrurile importante, s-au făcut dintr-o glumă. Așa. Sincer. Eu sper că eu nu am apărut pe lume dintr-o glumă. Să ne întrebăm pe părinții tăi. Dar știi, a fost o glumă reușită. Da. Înseamnă că... Așa și cântatul în stradă a fost dintr-o glumă. Noi eram vreo 4 băieți. Uh-huh. Parcă țin minte imaginea. Ne-am pornit în parc la Valea Trandafirilor. Și mergând pe jos de la... Am mers vreo 2 km, am trecut subterana și... Eu i-am prin subterana ce cântam. Și am zis, hai să ne oprim să cântăm puțin la chitară. Așa. Dar eu știam vreo 3 cântece atunci, că recent îmi comparasem chitară. Tot dintr-o glumă am comparat-o. Și am început să cântăm și Husa, de obicei eu când cânt, stă în fața mea, ca lumea să pună bani. Atunci Husa stătea într-o parte, că noi nu cântam într-o bani. Și s-a început să cântăm și un bătrânel s-a apropiat și a pus un leu în Husă. Și noi, nu puneți, că noi nu cântăm pentru bani. Așa. Și el îmi spune că tu meriți bani și ăștia ca eu poți foarte frumoasă. Și noi, copii naivi, hai să spunem doar Husa înainte, hai să facem niște bani. Și am cântat, cred, vreo 40 de minute și am câștigat vreo 70 de lei. Așa. Dar pentru mine acești bani, într acea perioadă, erau foarte mulți bani, pentru că eu lucram la piață, lucram hamal. Și acum arăt așa mai zdrăvănuț. Dar înainte eram foarte slăbuț, micuț și era un lucru foarte greu pentru mine. Știu că am avut vreo un an de vreme, am avut probleme cu spatele, mă durea spatele, dar lucram pentru că trebuiau bani pentru colegiu. Și atunci am văzut că am făcut așa bani ușori, am zis, de ce nu? Și peste o săptămână s-au terminat banii, n-aveam bani și zic, hai să mă duc să încerc să cânt. Ne-am luat toată rușinea în mână. Ți-a fost la început greu, ți-a fost foarte rușine, greu, frică fost... poate? Da, a fost și frică și rușine. Parcă simt și acum cum cântam. Cum veneam și momentul ăsta când trebuie să scot chitara din Husă și spun Husa înainte. Așa era ca un chin pentru mine. Și o puneam și începeam să cânt. Era mai greu primele cântece să le cânt până intram deja în ritm. Da, și partea complicată era la final când trebuia să strâng banii. Din Husă. De obicei puneam chitara în Husă și fugeam repede, dar câteodată trebuia să strâng banii și cumva mă rușinam, așa mă simțeam, pentru că eu vedeam cum mă priveau oamenii, care cu dispreț uita la mine, care cu milă. Eu niciodată nu mi-a plăcut cineva să uite cu milă la mine, pentru că eu sunt sănătos, am mâini, am picioare, nu sunt bolnav, dar eu simțeam acele priviri. Unii oameni îi mai aruncau unele vorbe tăioase și cumva am început eu să intru în ritmul ăsta de cântat, dar eram tot mai presat de vorbe, de atitudinea oamenilor. Da. Chiar asta voiam să te întreb, cum sunt oamenii de la noi, când, cum se purtau cu tine? Cum se purtau? Știți cum oamenii, chiar dacă mulți, poate îmi spuneau că bravo, ce bravo ești, ce frumos cânti, eu simțeam privirile lor și cum vorbeau cu mine de sus. Câteodată eram luat peste picior. Am întâlnit și oameni buni, oameni sinceri. Dar majoritatea a fost așa, pot spun, fățarnici. Înțeleg. Dar vreau să te întreb, tu ai câștigat banii pe care ai câștigat cântând pe stradă, ți-au ajuns sau a trebuit să mai lucrezi ceva? Dar mie întotdeauna mi-au ajuns toți banii care am făcut. Eu întotdeauna m-am mulțumit cu
să mănânc niște ouă prăjite și o bucată de pâine și m-am mulțumit să mănânc și niște lobster. Modest asta. Da. Adică eu, noi am crescut de mici copii cu multe neajunsuri și noi cumva întotdeauna ne-am bucurat pentru orice. Și nu câștigam așa de mulți bani de la început, dar pentru mine ajungeau, pentru mine erau mulți bani, pentru că eu în prima perioadă trăiam la cămin, bani de mâncare aveam și nimic nu mai trebuia. Haine, acolo, am avut un noroc eu în anul 2 de colegiu, și odată n-o să uit, mama unei colegi de la facultate, în timpul ce noi făceam facultatea de arte, inoficial. Și avem un coleg și mama ei mi-a dăruit o geantă de haine. Așa. Și te-a ajutat să economisești cumva. M-a ajutat foarte mult. Eu niciodată n-o să uit pe doamna. E chiar recent am vorbit cu fiica ei și am întrebat ce mai face. Foarte mult aș vrea să o reîntâlnesc pentru că ea m-a scos din iarnă, pot să spun. Pentru că primul an de colegiu eu nu aveam haine de iarnă. Eu mă duceam la colegiu în pantofi. Și eu m-am strâns bani ca să mă duc să-mi cumpăr papuși de iarnă și scurte și am ajuns într-un magazin și am cumpărat chitară. Tot dintr-o glumă. Și ia uite, așa a început aventura în muzică, dar ai moștenit talentul ăsta de undeva din familie sau ești unicul care cântă? Mama cântă foarte frumos. Mama când era tânără, la toți sărbătorile o puneau să cânte. Cred că de la ea am moștenit timbru vocal. Dar de talent, nu știu, eu nu prea cred în talent, eu cred în muncă. Pentru că eu știu cum cântam acum 5 ani de zile și eu cred că dacă acum aș cânta cum cântam atunci, nu m-ar lua nimeni la niciun eveniment, măcar și gratis. A, deci ai evoluat foarte mult. Ai studiat? Te ajută cineva? Ai profesori acum? Eu, înainte de România au talent, am făcut niște ore de canto. Dar până la orele de canto, singur am studiat, am experimentat, am fost de foarte multe ori în karaoke. Practic în karaoke și mi-am descoperit baritonul din mine, pentru că eu, până acum cântam ca tenor. La România au talent, am cântat mai mult ca bariton. Și în karaoke am descoperit și partea asta, tot dintr-o glumă. Hai să încerc. Și dacă să revenim, că nu am mai terminat gândul de dacă mi-ajungeau banii, îmi ajungeau. Pentru că eu, țin minte, în prima perioadă în care am început să cânt, eu chiar și-am strâns în vreo 4 luni, am strâns vreo 4.000 de lei. Pe lângă faptul că mă întrețineam haine, mâncare. Adică eram foarte, foarte strângător. Cu ceea ce nu pot spun acum în prezent de acest lucru. Acum eu cred că tu te bucuri de tot ce câștigi. Cândva ai lipsă și acum te poți bucura. Este absolut normal. Da, eu acum mă bucur foarte tare. Chiar în fiecare zi mă gândesc la viața care o am la moment, cât de fericit sunt, cât de împlinit. În sfârșit pot să câștig niște bani mai mari pe care pot să investesc în niște lucruri mai serioase. Și asta și fac acum, tot strâng leu cu leu ca să investesc. Acum vreau să fac și eu niște realizări ca interpret, să-mi ridic nivelul, ca oamenii să vadă că eu nu numai vorbesc și dau interviuri. Să duci poate melodii proprii, videoclipuri. Da, eu deja am trei cântece proprii și acum la sfârșit de lună urmează să filmăm la toate trei videoclipuri. Așa. Avem vreo săptămână de filmare cu băieții și încep să le lansez deja pe rând. Toate într-o lună, cred că o să le lansez. Sau mai trebuie, deja vedem cum o să decurgă. Da, felicitări și îți urăm succes. Sper Mulțumesc. Să iasă așa cum îți imaginezi. Da, eu am speranțe foarte mari în aceste piese. Eu cred că o să prind. Acum este momentul să le lansezi. Cum a reacționat familia ta la faptul că ai fost la România au talent? Le-ai spus că te duci? Cum a fost? Tata mi-a spus bravo, măi Pietri. Mama a spus bravo. A spus să mă strădui să dau tot din mine. Și asta și-am făcut. Eu, în tonalitatea în care am cântat la concurs, nu am cântat niciodată. Și producătorii mi-au schimbat tonalitatea înainte de concurs cu o zi, cu un semiton. Dar pentru așa cânte, cu un semiton este foarte mult pentru mine. Bine că am cântat, dar am riscat. Ai riscat. Da, și atât pot spun că am dat totul. Tot absolut ce cunosc eu și ce pot am dat în acest concurs. Și părinții mei sunt mândri, mai ales după concurs. Mai ales după concurs. Tu spuneai că ei nu acceptau faptul că tu cântai în stradă. Nu le-a plăcut asta. Tata nu accepta. Mama întotdeauna accepta totul pentru că știa cum sunt eu de mic copil. Eu de mic copil eram independent.
Eu întotdeauna făceam cum doream, făceam ce doream. Clar că eram un băiat ascultător. Nu i-am ieșit din cuvânt mamei mele, dar oricum o făceam pe a mea. Și mama, la început a fost mai greu, pentru că mergeau și vorbi pe la mine prin sat și multe chestii. Dar tata întotdeauna mi-a spus că, chiar când au apărut primele interviuri sau primele videouri, tata mă întreba, și cum mai Pietri, stai tu așa și cânti acolo în stradă, nu ți-e rușine? Zic, nu e rușine. Dar n-ai făcut nimic de rău până la urmă. Ai cântat, nu ai furat, nu ai cerșit pur și simplu. Este un lucru foarte frumos, de fapt, să cânti în stradă, pentru că eu mergând acum pe stradă și văzând că cânt alți băieți, îmi place, e frumos, pentru că mai ales vara, într-o zi însorită, când mergi și te plimbi cu cineva și sună o chitară pe stradă, asta e foarte frumos. Dar cum a început cariera ta și cine te-a descoperit, ca să spunem? Te-a văzut pe stradă și, pentru că, bun, ai cântat pe stradă, dar cum ai ajuns în televiziune? Cum ai ajuns să fii invitat la evenimente, la emisiuni? Am avut, acum 4 ani în urmă, am avut primul interviu la O Seară Perfectă. Așa. Am fost descoperit de Cristina Mihalache. Ea a fost cea care mi-a luat primul interviu. Chiar este și pe YouTube. Primul meu interviu, cât des mă uit și mă râd de mine, cum arătam, cum eram. Dar pot spun că nu s-au schimbat multe lucruri după televiziune. Eu mergeam, vorbeam, cântam, dar oamenii se uitau la fel la mine. Cred că s-a schimbat, viața mea s-a schimbat din cauza că eu am început să lucrez și banii care făceam să investesc în mine, să arăt mai bine, să arăt mai solid, să... Am înțeles că nu trebuie să arătăm slabi în fața oamenilor. Nu trebuie să vorbim despre problemele noastre. Nu trebuie să vorbim despre trecutul nostru. Și eu, într-un moment dat, am încetat să fac toate chestiile acestea și am început să mă arăt oamenilor așa cum am văzut eu peste 5 ani. De exemplu, cum mă văd acum. Am început să mă arăt, uite, eu sunt artist. Dar că sunt începător... Dar... Toți am început de undeva până la urmă. Da, dar sunt artist, uite, mă prezint frumos, sunt îmbrăcat frumos. Și oamenii cumva, sigur că apreciază acest lucru, le plac oameni de calitate. Pentru că eu dacă le spuneam că eu sunt ea ca cântă în stradă și dă-mi bani ca să-ți cânti. Cumva se uitau de sus la tine, da. Îți dădeau încredere, nu te ajutau. Da, asta poate dintr-o parte sună nesincer, că erai cineva, dar te dădea altcineva. Dar noi trebuie să știm, întotdeauna am spus că îmbracă-te în hainele, îmbracă-te nu pentru profesia pe care o ai, dar pentru profesia pe care vrei să o ai. Da, și eu întotdeauna eram cu principiul acesta. Am mai auzit asta, sfatul ăsta. Da, eram cu principiul acesta și cred că și pe acest principiu am crescut foarte mult. Și am investit aproape tot în mine. Făceam diferite videouri și promovam pe Instagram, pe Facebook, făceam live-uri, cântam. 3 ani de zile am cântat gratis. Numai unii n-am cântat, unii m-au chemat și încă singur mă ceream să mă duc să cânt gratis, doar ca să mă arăt la nunți, la cumătrii, cu colegii mei. Să te cunoască lumea, da. Da, și mă ceream și cântam gratis. Eu am abia 2 ani de zile când eu câștig bani din muzică, dar până acum era situația nu chiar cea mai bună. Dar e o idee foarte bună. La început să investești în tine cât poți și apoi o să vină câștigul. Da, eu cred că dacă vrei să faci un lucru, vrei să faci o afacere, pentru că muzica tot este o afacere, vrei să o faci cinstit, trebuie să lucrezi gratis o perioadă, trebuie să lucrezi și nu că gratis, dar trebuie să lucrezi din toată inima. Că acum ai face lucrul acesta pentru prima și ultima dată. Și cred că asta este o cheie spre succes. Pentru că noi dacă lucrăm gratis și așa, ca și la piață, când știi că nu îți plătești, arunci un sac acolo și un sac acolo, oamenii nu apreciază. Dar trebuie permanent să te dedici cu toată inima. Și oamenii asta apreciază. Mai ai prieteni în satul de unde vii tu și cum s-a schimbat atitudinea lor de când ai devenit tu interpretul Patrick Hanganu? Sincer să-ți spun, noi nu prea ne vedem cu prietenii de la mine în sat, chiar... Toți se îmbrășteați prin lume, nu m-am văzut de mult timp cu Dragomir, cu Costel, prietenii mei din copilărie. Iată, cu vecinii mei ne mai întâlnim când mă duc pe acasă, ei toți învață peste hotare, dar ne mai vedem. Sunt mândri, mă uit cum mă privesc cu admirație, mă simt o leacă incomod, pentru că noi am crescut toți într-un ceaun.
Așa. Și, dar eu mă bucur că ei mă admiră, sunt mândri de mine, ei le povestesc prietenilor lor despre mine. Și, în general, în sat, deja despre mine se vorbește frumos. Mama este ca o împărăteasă. Așa, e foarte mândră de tine, cred. Da, este foarte mândră, toți o opresc, îi spun, o laudă. Și pentru mine această realizare în familia noastră, cred că este cea mai importantă realizare din viața mea, ca familia mea să fie privită cu ochi buni, pentru că noi în sat am fost o familie mai sărăcuță și așa, oamenii nu prea aveau atitudine față de noi. Nu, ca la sat. Așa da, este în toate satele, oamenii care sunt perfect săraci. Ce spui. Da, dar noi am fost o familie muncitoare, noi prin asta ne-am câștigat respectul, pentru că noi lucram, noi eram cinstiți și eram harnici. Eu foarte tare vreau ca părinții mei să trăiască cât mai mult, pentru că ei au vreo 2 ani de zile de când au început să se bucure de succesele noastre, să fie împliniți, dar până acum ne-au cărat în spate pe toți 5. Și mama și tata. Și pot să spun că viața lor s-a dus pentru a ne crește pe noi. Ei s-au sacrificat. Și s-au sacrificat în sensul cel mai direct a cuvântului. Pentru că mama a lucrat, de când nu țin minte, lucrează, zi de zi lucrează și acum lucrează. Pentru că ne-am dus pe noi pe spate și noi, toți 5 acum, deja ne stabilim, am înfipt rădăcinile în pământ și începem să creștem. Și foarte tare vreau ca deja ei să fie sănătoși și noi să putem să-i ducem pe ei în spate deja. Sunt deja brațe, voi în să-i spate, ajutați oriunde, pe da. Ei. Da, foarte tare îmi doresc acest lucru, ca ei să fie împliniți, să radieze de fericire. Vorbeai despre stil vestimentar, vreau să te întreb, ai pe cineva care te ajută, un stilist, sau tu ești cel care face totul? Nu am un stilist, eu aleg hainele. Ai un stil, am observat, foarte așa elegant, curat, adică nu îți place să, nu știu, să fie ceva extravagant care nu te reprezintă, felicitări pentru asta. Mulțumesc. Ai un gust foarte bun, rafinat. Mulțumesc. Cred că atunci când apelez la simplitate, atunci atrage cel mai mult atenție. Noi oamenii des încercăm să impresionăm prin vestimentație și ne complicăm foarte mult. Și noi, nefiind maieștri în vestimentație, deseori dăm în bară. Eu am ales, în bară, da. Dar eu am ales calea clasicului. Eu întotdeauna mi-a plăcut sport clasic. Când eram clasa 2 și acum țin minte, avem o cămașă vreo 4 mării mai mari. Ca mine, pantaloni la fel sau acolo, la fel, eram ca un sac. Parcă eram îmbrăcat într-un sac și o cravat până aici. Lungă. Dar așa o purtam pentru că îmi plăcea, eu iubeam clasicul. În clasa 1, mama ne-a luat pantofi de la piață. Primul an i-am păstrat, i-am purtat, dar până în mai s-au rost pentru că mai jucam fotbal cu dânsii. Așa. Și în anul 2 pantofii mei erau rupți, dar erau rupți tare, erau rupt toate. Așa, am înțeles. Și eu i-am luat și am cusut cu niște ață de nailon. Uh-huh. Am cusut eu cum am putut și eu anul 2 așa am purtat. Cusut, se rupeau, iar îi cusăm. Și, adică pot spun că clasicul eu îl iubeam de mic copil. Uh-huh. Mi-a plăcut întotdeauna. Când am crescut mai mare, am venit la colegiu. Nu mi-a permis să-mi cumpăr haine clasice, dar eu oricum aveam 2 cămăși. Odată la o nuntă, un coleg de clasă mi-a dat o pereche de pantaloni, o cămașă, o pereche de pantofi și nu i-am mai dat înapoi. M-am făcut că am uitat, dacă tare n-am uitat, dar n-avem încotro. Trebuie să port ceva. A trebuit să ieși din situație. Da, și fratele meu a găsit la gunoi, la gunoi ești în Franța, în Franța, în Spania, a găsit un sacou și mi l-a dus mie. Mm-hmm. Și atât eu tot anul întâi am portat hainele acestea. Permanent mă străiam să le calc, să le spăl, adică era important să fiu și curățel. Deja când am început să-mi permit să mai câștig niște bănișoare, am început să-mi cumpăr haine de la second hand, cămăși, pantaloni. Și încet, încet eu am început să dezvolt garderoba mea. Deja în ziua de azi am vreo 14 costume, vreo 20 de cămăși și totul este clasic. Garderoba de artist și da, gata. Da, da, da. Și încă vreau să mă dezvolt, pentru că toți hainele care le am acum nu sunt cele mai de calitate. Și încă lucrez la garderobă, dar am un vis ca să am o garderobă, să aibă toate detaliile. Așa, ești pasionat, te văd, de modă, de da, tot da, ce înseamnă. Pasionat. Am citit că ai suferit o intervenție chirurgicală. Vreau să ne povestești despre ce este vorba.
Nu știu dacă am suferit așa de tare. N-ai Am avut parte suferit? din act de suferință. Da, eu am avut un complex din copilărie. Asta au fost urechile mele. Eu mă bucur că mama nu s-a supărat că am făcut operație. Am făcut operație plastică. Așa m-am hotărât. Am zis că dacă eu mă complexez, de ce să nu fac? Am făcut-o. Operația a durat repede, n-am simțit nimic. Aici la noi, da? Da, da, da. Chișinău. Restabilirea a fost puțin mai grea, 10 zile am stat în casă, dormeam foarte greu, dar a trecut slavă Domnului. Imaginez cum să dormi numai și nici așa. Așa, nu, dar dacă ți-ai dorit asta și acum te simți mai bine, atunci nu avem de ce să te judecăm, știi? Da, acum mă simt foarte bine, pentru că înainte dacă dorea cineva să mă ofenseze, s-a ninat de urechile mele. Acum chiar să văd de ce o să mai aninim, că nu mai au de ce să se aninim în stradă numai când. Urechile nu mai sunt mari. Nici nu știu ce poate să mai nene la mine. Noi sperăm că de nimic, da. De unii nimic, oameni găsesc. Gata. Ai grijă. După ce ai cântat la România au talent, ai vorbit cumva cu jurații în privat? Ai avut această să-i cunoști mai îndeaproape? Nu, după ce am cântat, am vorbit cu ei, adică de la scaunul de jurat. Mi-au spus toți părerile, au vorbit mai mult, la TV au arătat mai puțin. Am ieșit enervat de acolo. De ce? Ah, pentru că nu era. Sunetul nu era bun și le-am spus, cum așa, eu atâta m-am pregătit, atâta. Dar de acasă mi se pare că s-a auzit bine. S-a auzit bine, monitoarele nu se auzeau bine. S-a, tu s-a nu auzeai bine și da, nu știai da, da. Să... Și am ieșit foarte enervat de acolo. Și în general mă gândeam că nici n-a să mă arăte, n-a să arăte partea mea, să nu se gândească ea ca cu aerii și copilul ăsta. Dar într-adevăr m-am enervat pentru că nu mă auzeam bine și... Am ratat unele momente în care trebuia mai bine să cânt. Așa. Eu cred că important că ai primit 4 de da. Îți urăm succes. Sperăm să mergi mai departe în etapa următoare, pentru că știm să că acolo se mai face încă o selecție, adică nu e chiar așa cum vedem noi la TV. Așa că îți urăm succes. Mulțumesc frumos. Tot înainte și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție și rămâneți cu ea.md pentru că revenim săptămâna viitoare.